Ina a fost printre cei mai așteptați artiști în prima seară a festivalului. Alături de ea au urcat pe scenă pentru câteva minute și sportivele de la echipa feminină de fotbal a României. Solistul american Nick Carter, fost membru al Backstreet Boys, formația pop care a făcut istorie în anii 90, a venit la Constanța în cadrul turneului său mondial solo. Artistul le-a făcut și o surpriză celor din public, a coborât de pe scenă pentru a cânta lângă fani. Super, super, minunat, am înțeles să ne uitați. A fost extraordinar! Nu ne-am mai așteptat să coborim de aici, să ne pierdem un efectiv. Foarte tare, bravo, Nevărsi! A fost minunat, cel mai așteptam să mă distrez atât de tare. Chiar bravo, Nevărsi, vă pup! Bibi Rexha, cântăreasa și compozitoarea americană, a cântat până târziu în noapte. S-a despărțit cu greu de publicul din Constanța. Senzațional, fenomenal, ne întoarcem înapoi în vremurile bune și ne bucurăm de atmosferă. Pentru atmosferă, pentru că au intrat copiii în vacanță, i-am dus la bunici și noi ne distrăm. Atmosfera, super, prima oară. Festival e super. Este prima experiență, prima seară și mă simt foarte bine. În această seară, cel mai așteptat artist este solistul columbian Maluma. Până duminică, peste 150 de artiști din țară și din străinătate vor urca pe cele patru scene de pe plaja Modern din Constanța.